nu sunt altceva. Nu-mi doresc armonia absolută. Nu vreau să cred că fac parte dintr-un imens gol. Nu mă străduiesc deloc să nu mai simt nimic, să nu mai fac nimic, să nu mai fiu nimic, să mă înglobez într-un spațiu fără sfârșit, unde nu vezi și nu auzi, nu iubești, nu te frămânzi, nu suferi, nu trăsari nu plângi, nu râzi, nu te lupți, nu mai știi de ce ai plecat și nu vrei să afli unde și când ai să ajungi, oricând ai cum. Marele plan, într-o altă galaxie, cu un alt soare, a tot atotputernicul a creat o altă lume pe o altă planetă. Dar după doar o mie de ani, lumea aceea a constatat el, stupefiat, era identică și la fel cu asta găunoasă, de pe planeta Pământ. Ba uneori, în rele, o întrecea cu poftă și plăcere. Cu mult! Ei, nu e bună, și-a zis iar am greșit cu ceva. Ia să fac eu o strigară la cer a celor câtorva oameni buni ca să mă lămuresc cu restul mai ușor. Dar în acest fel, munca lui s-a îngreunat, pentru că oamenilor nu de moarte le este acum foarte frică, ci de risipirea zilelor foarte scurte, pe muncă cinstită și pe cumpătare ca la carte și au început să fure la grămadă ca să se distreze din ce în ce mai mult, să se destrăbăleze. Mai ceva ca în Pompei și mult mai bine decât pe vremea Sodomei și a Gomorei la un loc. Ce-i de făcut și n-am făcut? Se întreabă el, aproape fără rost. Și ca un fulger a trecut în revistă absolut lui tot. Și s-a lămurit. Păi, frate, de ce mi-a fost mie greu să însuflețesc o sută de adami și din ei să scot o sută de ieve? De ce nu i-am făcut lui la ocun din altă coastă a lui o altă nevastă? dacă mama fetelor lui nu m-a ascultat și a încremenit în curiozitatea ei năroadă, chiar și după potop, ar fi trebuit să mai fac niște oameni. Să nu las pe noi să descurce doar cu ai lui, că uite la ce s-a ajuns. Gata, șterg tot și o iau de la capăt, că m-am încurcat în așteptări prea mari de la o turmă de păcătoși, care nici măcar nu-mi seamănă în vreun fel. Credința mea? Nu mi este frică să găsesc noduri în papura deasă Bibliei Coranului și a multor altor scrieri omenești care au pretenții sfințești, pentru că eu, cea care nu țin cont de litera lor, de cele mai multe ori prea pătimașă și de aici cu mulțimea de nerozii servite cu adevăruri absolute eu, cea neînsemnată, simt puterea divină, o recunosc și mă încred în ea. Și mă rog, la ananghie, și mă ridic. Căci darurile mici vin mereu, ca și cum roa dimineții se așează pe creștetul meu, și în plină iarnă, și în miezul verii. Mă înclin și le primesc cu mare bucurie, fără să bat toba și fără să încerc să lămuresc pe cineva. Acesta este doar adevărul meu. Experimentul tău de ultimă oră nu va dura mult, pentru că de-a lungul clipelor tale, în apoierea și-a dat mâna cu sălbăticia și-au făcut miș fără miș. Orice urmă de înălțare știm și nu avem încotro suportăm rezultatul nefast al planurilor tale, căci suntem neînsemnați și mai ales înfumurați, motiv pentru care trimiți urgia fundamentalistă să ne trezească la realitate. Nu suntem suflați cu Duhul Sfânt, ce am rămas sărână luată de vânt și purtată de colo-colo, fără nicio noimă din care, cu mărinimie fără seamăn, ne-a întrupat. Însă cerurile tale vor rămâne cumplit de reci, fără nicio suflare, până se vor preface și ele într-o pală de vânt, plimbată de hău, fără scăpare. Perspectivă? Nimic nu este la voia întâmplării. Toate se leagă strâns pentru a împlini cuvântul scris. Oriunde, dar nedictat de nimeni. Copiii copiilor noștri vor plăti pentru nesăbuința unor minți bolnave care se cred îndreptățite să cucerească omenirea, să o ascundă sub voaluri, să nu se vadă deloc. Suferința? Doar supușenia, obediența, necrăcnirea dictate de frică. Dacă astfel de credință aștepți tu de la noi, înseamnă că ne-am înșelat amarnic. Ne-am agățat speranțele de o vorbă în vânt. Ori, încotro ne vom întoarce, nu vom mai găsi dragostea ta îndelung răbdătoare și fără de margini. Și din această pricină, moartea cea veșnică ne va potopi nu sunt altceva. Nu-mi doresc armonia absolută. Nu vreau să cred că fac parte dintr-un imens gol. Nu mă străduiesc deloc să nu mai simt nimic, să nu mai fac nimic, să nu mai fiu nimic, să mă înglobez într-un spațiu fără sfârșit, unde nu vezi și nu auzi, nu iubești, nu te frămânzi, nu suferi, nu tresari, nu plângi, nu râzi, nu te lupți, nu mai știi de ce ai plecat și nu vrei să afli unde și când ai să ajungi. Oricând ai cum